LPS Suceava și-a asigurat prezența între primele 8 echipe din țară după ce a înregistrat 3 victorii și o singură înfrângere la turneul semifinal. Sucevenii au început întrecerea cu un eșec 24-30 în compania celei mai puternice echipe din serie, CSM Bacău. Înfrângerea nu i-a demoralizat pe handbaliștii pregătiți de Petru Brândușe, care au obținut victorii pe linie în următoarele partide. 25-17 cu CSS 2 București, 29-23 cu CSS Călăraș și 25-23 cu LPS Buzău. Apreciez dăruirea și dorința de victorie a elevilor mei manifestată mai ales în ultimul joc, care era decisiv pentru calificare. Ne dorim să avem o comportare bună la turneul final și, de ce nu, un loc pe podium. Depinde numai de noi, a spus antrenorul Petru Brândușe.